Am venit astăzi cu bicicleta la birou, fiindcă vreau să fiu parte din campania Vinerea Verde, o campanie care a început acum câteva săptămâni și pe care o găsesc foarte bună. Orașele noastre sunt extrem de aglomerate, mai ales în orele de vârf, când lumea merge la servici sau vine de la servici. Avem extrem de mult trafic auto în orașele noastre și îi încurajez pe toți românii să încerce să folosească mijloace de transport alternative sau chiar să meargă pe jos. Este sănătos și decongestionează traficul. Mersul pe bicicletă este o alternativă excelentă. Cred că între timp toată lumea știe, mersul pe bicicletă este foarte sănătos. Te miști mult mai ușor în trafic și în realitate ajunge aproape la fel de repede la serviciu ca și cu mașina personală. Iar un pic de ploaie încă nu a dăunat nimănui, deci chiar și pe o vreme de asta se poate merge perfect cu bicicleta. Evident că o alternativă care trebuie luată în seamă, dar aici și autoritățile au mult de lucru, este transportul public în comun. Încercați să lăsați mașina personală acasă, veniți pe jos cu bicicleta sau cu transportul public. Merită, fiindcă astfel vom reduce poluarea în orașele noastre și întreaga mișcare în oraș va fi mai relaxată și mai plăcută. Nemai vorbind de beneficiile pentru sănătatea fiecăruia când ne mișcăm un pic.